Pandemia și-a pus profund amprenta și asupra sistemului de învățământ, însă se pare că orele online au avut și beneficii. După ce autoritățile locale au distribuit în toate unitățile școlare din municipiul Drobeta-Turnu-Severin tablete performante, profesorii au început să îmbine învățământul fizic de la clasă cu tehnologia. Sistemul educațional din România nu a fost pregătit pentru o abordare online. Atât profesorilor cât și elevilor le-a fost foarte dificil să se adapteze. Astfel, țara noastră a trebuit să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. În Drobeta-Turnu-Severin, primarul Marius Creciu a depus toate eforturile pentru ca elevii municipiului să beneficieze de dispozitive performante și astfel peste 10.000 de tablete au fost distribuite tuturor unităților de învățământ din orașul nostru. În prezent a dispărut pericolul de a intra din nou în sistem online, iar la Liceul Tehnic Decebal copiii au început să folosească aceste gadgeturi și la orele fizice. Deci, o folosesc pentru școală, pentru că de asta am primit-o. Este destul de bună, având în vedere că trebuie produsă în cantitate foarte mare. Specificațiile sunt ok, având în vedere că na. 3 GB RAM, 32 GB memorie. Aplicațiile rulează foarte bine. Bateria ține destul de mult, având în vedere că am primit-o de ieri și nu s-a descărcat încă. Și nu, o folosesc la chestii normale. YouTube și alte astea. Îmi folosești la majoritatea materiilor, doar că la unele, de exemplu, matematică și fizică nu se prea poate, pentru că sunt simboluri care nu se găsesc. O folosesc foarte mult pentru română, engleză, pentru că mă ajută foarte mult să scriu. De exemplu, dacă nu am caietul, mă ajută foarte mult aplicația aceasta, NoteKeep, care doar deschid și încep să scriu. Pentru fiecare, pot să fac și desene, pentru că, de exemplu, la chimie mă mai ajută uneori și pot să desenez orice. Iar pentru celelalte materii, chimie, fizică și matematică, avem Google Classroom-ul unde ne pun profesorii aplicațiile și noi doar le deschidem și intrăm pe material. Se pare că școala online a avut și beneficii, întrucât folosirea tabletelor la orele fizice de la clasă este benefică pentru ca elevii să se obișnuiască mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile și totul este mai interactiv. De asemenea, se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică. A început distribuirea tabletelor primite prin proiectul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, asigurarea învățământului obligatoriu, învățământului online în unitățile de învățământ din municipiu. Așadar, primii elevi deja au primit tabletele, se obișnuiesc cu ele, intră pe aplicațiile care sunt deja instalate de către firma ce a câștigat acel proiect. Așteptăm să fie conectate la internet și le-am distribuit de acum pentru că valabilitatea cartelei este de 2 ani. 2 ani vor avea internet gratuit. Și vrem să folosim învățământul hibrid, desigur, pentru că sperăm să nu mai intrăm în învățământ online, însă e nevoie și cred că asta e partea pozitivă din tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, faptul că trebuie să îmbinăm învățământul fizic de la clasă cu învățământul online și atunci elevii își pot dezvolta mult mai ușor și mai repede competențele în folosirea calculatorului. Să ne spuneți câte tablete v-au fost atribuite la nivelul unității de învățământ? 516 tablete, așa cum am spus, a început distribuirea lor și se vor încheia contracte de comodat cu reprezentanții, cu părinții, cu reprezentanții legale ai elevilor, pentru că, desigur, proiectul este în derulare, există o monitorizare și toate aceste mijloace de învățământ se țin într-o evidență clară. Este nevoie în educație și de modernism. A fi modern înseamnă a aparține timpurilor prezente, a fi actual, a corespunde epocii recente. Progresul rapid al informaticii și al tehnologiei informației a adus schimbări radicale în organizarea sistemului educațional școlar și universitar, extrașcolar și extrauniversitar. A deschis noi perspective interpretării fenomenului comunicării educațional, a optimizării învățării. Mijloacele tehnice, audio-vizuale, mass media, multimedia, mediul realității virtuale au deschis noi perspective învățământului și educației.